Mesajul postat de mama din Timișoara înaintea teribilului gest este unul cutremurător. Cazul mamei care s-a aruncat împreună cu cei doi copii ai acesteia de pe acoperișul unui bloc cu 10 etaje din Timișoara a șocat o țară întreagă. Deși părea că este împlinită din toate punctele de vedere, asupra femeii se pare că se abătuse rănori negri. Motivul pentru care a recurs la acest gest este în continuare un mister și pentru anchetatori. Potrivit publicației locale, Opinia Timișoarei, Iulia avea 32 de ani și doi copii frumoși, o fetiță în vârstă de 6 ani și un băiețel de 3. Urma să se recăsătorească cu fostul ei soț, de care divorțase în urmă cu mai mult timp. Bărbatul în vârstă de 36 de ani se afla la muncă în Austria în momentul teribilului incident. El a fost informat de oamenii legii despre cumplita tragedie și va reveni în cel mai scurt timp în țară pentru a-și conduce copilașii și fosta soție pe ultimul drum. Potrivit sursei citate, pe 19 aprilie cei doi depuseseră actele pentru a se recăsători. Bărbatul urma să revină peste câteva săptămâni în țară pentru cununia civilă. Așadar, la o primă vedere, femeia părea că duce o viață liniștită și nu avea motive să recurgă la acest gest. Totuși, ceva înăuntru ei o măcina profund. Ziua de marți ar fi trebuit să fie una obișnuită, mama își ducea copiii la grădiniță cum o făcea în mod obișnuit, însă, dintr-o dată, planul ei s-a schimbat într-unul macabru. Înainte de cumplit la tragedie, femeia postase pe rețelele de socializare un mesaj cu un oarecare substrat. Când educi mintea unui copil, nu uita să educi și inima, a scris Iulia pe pagina sa de Facebook. Psihologii au în considerare două variante de răspuns pentru care femeia a ales să recurgă la acest gest. Prima este aceea unei răzbunări pe fostul ei soț pentru că ar fi părăsit-o, iar cea de-a doua ar putea include o depresie postnatală.